Și la Domnul Șerp. Eu am venit să vă fericit, să vă doresc viață lungă. Vă mulțumesc! Bani-mi pun! Mult, mult sănătate! Să fiți tineri toată viața, să fiți sănătoși, să așteptați copiii. Îi așteptăm foarte! Meritat, tot ați făcut în viață. Îi așteptăm! Am zis că s-a întâmplat, poftim! Hai, turnitoarnă să vină! Asta să ieși ieri! Iar pune la șer. Aptier îl pun așa. Pe de sub la fata. Pune fa buchet pe cea la gei de flori, fa ce ai dat moare. Murica, n-ai luat cu eu cu stăpânt. Apoi el... Stați că mergi așelea să așelea. Și din partea noastră, un mic suport la fundamentul familiei de aur. Ia cu năzut! Nu, nu mare și-i sănătos. Tine zis mai cu nuni. Eu nu sunt mare, sunt drușcă. Drușcă? Nepoțaie. Pune nepoțaie și nepoțaie.
Stimați jubileari, doamnelor și domnilor, bine ați venit la această sărbătoare deosebită. Astăzi, 27 noiembrie anul 2011, asistăm la un emoționant și măreț eveniment, când domnul Cerva Petru și doamna Cerva Nadejda, îndrăgostiți de 50 de ani în urmă, au hotărât să-și unească inimile și destinele pentru o viață. Domnul, prin tumultul ploilor și prin atâtea toamne și primăveri, și-a găsit loc în capul mesei o frumoasă sărbătoare a familiei dumneavoastră, Nunta de Aur. Anul 1961 va rămâne în memoria dumneavoastră pentru totdeauna, fiindcă anume, atunci, în acea toamnă, v-ați hotărât să alegeți un alt drum, drumul vieții în doi, pe care îl parcurgeți până în prezent. Și dacă Bunul Dumnezeu a făcut așa ca să vă găsiți sufletele perechi, în această lume imensă, e o minune, căci rar când două inimi bat în unison. Simbolul anilor petrecuți împreună, al fericirii și dragostei veșnice, vă este familia, menținută de o jumătate de secol, ce întruchipează eterna dragoste a unei față de altul ce v-a legat pentru o veșnicie. Și dacă v-am pune la o mică încercare, am să vă rog să-mi răspundeți. Domnul Petru, dacă v-ați întoarce 50 de ani în urmă, ați luat o căsătorie iarăși pe doamna Nadejda? Numai decât. Dumneavoastră, doamna Nadejda, ce îți răspunde? Da, e frumos și eu așa mi-a plăcut. Toată inima mi-a plăcut. Suntem maturii unui cuplu fericit. Cred că vedeți și dumneavoastră. Astăzi, în ciuda cursului vigilent al vieții, fiind vă inima tot atât de tânără, rugăm să vă apropiați și să semnați în cartea aniversărilor, ca dovadă a temenicii sentimentelor profunde și vă călăzit o bună viață de om. Cinci decenii și ieri. Vă rog să vă apropiați. Tata, nu mi-a dat s-au mai adăugat 4 rămurele, nepoții Andrei, Vadim și Denis și nepoțica Elena. Acești copii vă vor prelungi neamul și tradițiile, să vă bucurați întotdeauna de ei. Ne bucurăm foarte tare. Stimați sărbătoriți, să aveți parte și de viitor, de bucurii, de dragoste, de sănătate, de înțelegere și ajutor reciproc. Pereții casei să vă fie tot atât de trainici, lumină, frumusețea și gingășie din interiorul casei să vă emane veșnic căldură. Să vă trăiască ramurile copacului viguros, să aveți parte de stimă și dragoste din partea lor. Deci vă felicităm călduros cu acest remarcabil eveniment din viața dumneavoastră, celebrarea Nunții de Aur.
să ne trăiți mulți ani fericiți. Mulțumim. Conform tradiției, tinerii căsătoriți datează primul, împreună primul vas. Chiar am dumneavoastră, așteptați-vă, sunteți ca tineri căsătoriți și deci vă oferi posibilitatea să vă transferați imaginar în urmă cu 50 de ani și să dansați frumos în vals, așa cum v-ați dorit și atunci și pe parcursul acestor ani și acum. Nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau!